Iubiți oamenii Lui Dumnezeu, sunt pastorul Andrei Bălulescu și vă invit să ascultați acest ciclu de studii din Cartea Galateni, susținut în Biserica Română Pentecostală din Kitchener. În acest studiu vom învăța despre lucrarea mântuitoare a jertfei Domnului Isus Hristos, vom învăța despre legământul făcut cu Avram și seminței lui care precede Legea dată la Sinai, vom învăța scopul legii mozaice pentru omul nemântuit, vom învăța despre puterea Duhului Sfânt în viața credinciosului și conduita a celui care este născut din nou plin de puterea Duhului Sfânt și diferența dintre libertate în Hristos și libertinism. Vă invităm cu respect să ascultați cuvântul Domnului. Preamărit să fie în numele Domnului! Continuăm în această seară, dragii mei, să studiem Cartea Galatin și să învățăm lucruri frumoase despre ceea ce înseamnă mântuirea noastră. Un pasaj complex și greu ne stă în față în această seară. De fapt, din punctul acesta din epistolă, intrăm în ceea ce am putea numi cu adevărat lecțiile de teologie foarte complexe, care vor urma în capitolul 3, 4 și apoi în 5, ultima parte fiind partea practică de viața celor ce sunt acum mântuiți. Înainte de a începe mesajul, îngăduiți-mi să vă pun în față o imagine care poate ajută să descriem ce vorbim în această seară. Se întâmplă că cumperi un aparat și ți se dă o garanție, fie el un appliance în casă, fie el altfel de aparat, dar ca să rămână garanția în picioare, ceea ce ți se spune este că n-ai voie să intri tu la lucru la el, n-ai voie tu să-l deschizi, de bună oară îți cumperi o mașină de spălat, o poți folosi, ai garanție pentru 10 ani, cum sunt în ziua de astăzi, dar dacă ceva se strică, o deschizi tu și încerci tu să repari, apoi o închizi înapoi și o duci la magazin, faptul că ai deschis-o, automat îți anulează toată garanția. N-ai voie tu să intri acolo, să schimbi, să încerci să repari, lasă pe cei care au făcut-o, care sunt de expertiză, care știu, care pot, vor face ei munca aceea și ca să rămână garanția în picioare, va trebui ca acel produs să fie complet nealterat. Asta am vrea să spunem în această seară vis-a-vis -vis de lucrarea mântuirii. În planul și în concepția lui Dumnezeu, mântuirea are un specific parte care nu poate fi schimbat. În momentul în care cineva încearcă să schimbe ceea ce înseamnă standardul pentru mântuirea noastră, în momentul acela poți să numești acel lucru oricum vrei tu, dar nu mai poți să numești mântuire. Ziceam de la începutul acestui studiu, Evanghelia, vestea bună, rămâne Evanghelie câtă vreme rămâne Evanghelie. În momentul când o distorsionezi, o schimbi și schimbi caracteristica, ea poate fi numită orice altceva vrei tu, dar ea nu mai poate fi numită. Evanghelie. Astăzi vrem să înțelegem încă o dată de ce legalismul nu este doar un cancer în viața Bisericii, ci literalmente este boala care te duce direct în iad. Ar fi interesant să gândim la acest lucru, mai ales pentru că atunci când invocăm ideea de legalism, ne referim de obicei la reguli, la ascetism, la o formă care prezintă mai mult, am zice noi, în mintea noastră, un stil de pocăință și ar fi paradoxal să spunem că o astfel de trăire să ducă oamenii în iad. Am vrea să vedem în această seară, dragii mei, că exact aceasta este linia de argumentație a Postului Pavel când este vorba de a invoca că pe lângă Hristos va trebui să adăugăm și alte lucruri care vor fi baza îndreptățirii noastre. Ba mai mult, dacă invocăm că de fapt în planul mântuirii, ca noi să fim mântuiți, va trebui să, atunci afară de Hristos, atunci vom învăța în această seară că aceasta ne pune într-o linie în care riscăm să ne pierdem mântuirea. Am vrea să ne reîntoarcem înapoi la această experiență a Apostolului Pavel cu Apostolul Petru. În Antiochia, fiind împreună, la un moment dat Apostolul Petru venind mai devreme, mânca împreună cu frații întorși la Dumnezeu dintre neamuri. Cei care nu erau din familia celor care sunt evrei, cei care nu aveau legea vechtestamentară și n-au fost crescuți în ritualurile vechtestamentare. Către acești oameni, apostolul Petru care intrase în părtășie cu ei, le-a arătat dragostea frățească stând la masă și mâncând împreună cu ei. După legea vechi testamentară, Petru nu avea voie să facă așa ceva. Legea stipula că anumite mâncăruri vor trebui să fie preparate, nu orice putea să fie mâncat de un evreu, mai mult modul de preparare conta foarte mult și în același timp a sta în părtășie cu cei care erau neamuri însemna pur și simplu o contaminare, pierdeai aceea puritate a unui evreu. Și prin faptul că Petru stă la masă cu acești frați, cei care acum vreau să invoce o idee al legalismului, adică îi bun Hristos, dar mai este nevoie și de lege, l-au atacat vehement. Ca o reacție a acestei situații, Apostolul Petru face un pas înapoi și se retrage din părtășia cu frații. Apostolul Pavel, fiind de față, îl confruntă pe Petru în fața tuturor. Spuneam ultima dată explicând că acest lucru a fost necesar, pentru că în momentul când se atentează la standardul mântuirii, acolo nu putem să facem nicio concesie. Acolo nu există niciun fel de discuție de amicabilitate, ci va trebui corectat numai decât. Și orice greșeală făcută în spațiu public la un astfel de nivel, a nivel trebuie corectată tot public în aceeași măsură. Ei bine, Apostolul Petru se dezice de părtășia cu frații de frica celor ce erau din partida celor tăiați în prejur. Și Apostolul Pavel îi exprimă în felul acesta începând cu versetul 14. Pasaj care l-am oprit acolo în ultima dată la explicații, dar care de fapt continuă până în versetul 21. De fapt, de la 14 până la 21 avem conversația Apostolului Pavel cu Apostolul Petru. Începe din 14 spunând astfel, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Și invocă Pavel, dacă acum tu te retragi de la părtășie cu ei, invocând că de fapt acele ritualuri ceremoniale și multe altele trebuie menținute și tu care ești iudeu mai devreme ți-ai permis să mânci la masă cu ei, dacă vrei, aprobând ceea ce înseamnă să fie dintre neamuri, acum cum te întorci tu să-i convoci pe ei să devină evrei? Și de aici începe linia de argumentație a Pavel, care o explorăm în această seară. Am putea intitula pasajul, nu zădărniciți harul lui Dumnezeu. Cuvântul a zădărnicii înseamnă a reduce la zero, a revoca, a considera ceva Pur și simplu anulat. Părinții bisericii foloseau această expresie în limba originală, tradusă de noi, în azădărnicii, prin a vorbi despre cei ce se lepădau sau urau pe Dumnezeu și pe Hristos. A te întoarce de la standardul mântuirii, care este Hristos, în mentalitatea bisericii primare, era echivalent cu o expresie de ură împotriva lui Dumnezeu, pentru că încălca fundamentul mântuirii care Dumnezeu îl dăduse pentru oameni. Ei, începem cu versetul 15. Zice Apostolul Pavel astfel, Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Câteva întrebări se ridică la această expresie. Când Apostolul Petru, Pavel mai devreme spune că tu acum mai împingi pe ei să devină evrei, măcar că nu sunt, va trebui să realizăm cine suntem noi. Noi aici implică pe Pavel și pe Petru. Și Pavel urește la egal cu Petru. Petru, noi doi suntem iudei din fire. Sintagma din fire invocă ideea de progenitate, născuți din genetica lor. Noi suntem din tată în fiu născuți evrei. Și prin urmare, născuți fiind ca și evrei, facem parte din ceea ce înseamnă poporul ales al lui Dumnezeu. În afara acestui popor în conceptul iudaic, cei care erau dintre neamuri prin definiție erau văzuți ca și păcătoși nu insinua aceasta că evreii prin natalitate erau sfinți, dar erau un popor cu totul pus deoparte. Prin legea care ei o aveau și prin care erau ghidați la principiile către Dumnezeu, era un popor select prin care această lege cunoșteau natura lui Dumnezeu. Neamurile nu o cunoșteau, nu o aveau. Și observăm aceste distinții încă din Vechiul Testament și apoi reluate și în Noul Testament. De bună oară găsim în Întia Samuel, în capitolul 15, cu versetul 18, spunându-ne astfel, dute, Domnul te trimiseze zicând, du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, Cine sunt aceia? Neamurile pe amaleciți. Du-te și nimicește cu desăvârșire pe acei păcătoși. Oricine care era în afara clasei evreilor erau considerați păcătoși din natura lor născută. Au fost născuți, dacă vreți, într-o stare, am putea zice noi, de păcat. Similar vom găsi în Luca, în capitolul 24, cu versetul 7, când zicea că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Cine au fost păcătoșii? Evident că erau romanii, cei care l-au luat și l-au răstignit. În conceptul iudaic, cei din afara spațiului evreiesc erau prin definiție considerați păcătoși, adică fără de Dumnezeu. Și acum Pavel invocă, noi doi. Suntem iudei din fire. Noi suntem născuți în familia celor care sunt copii ai lui Dumnezeu. Noi suntem cei care avem legămintele, precum spunea Pavel Roman, capitolul 9. Noi avem, de fapt, patriarhii. La noi Dumnezeu ne-a trimis legea, Duhul Sfânt și toate acestea ne-au fost date nouă ca și națiune, ca un favor a lui Dumnezeu cei din afara spațiului nostru se încadrează între cei păcătoși. De aceea, tot Pavel spunea în Efesen 2 11, de aceea voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați în prejur, de către aceia care sunt chemați tăiați în prejur și care sunt tăiați în prejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea ce erați fără Hristos, fără drept de cetățenii în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Aici apare distinția. Între evreu și cel din afara spațiului evriesc, nu există o legătură cu Dumnezeu. Neamul nu-l caută pe Dumnezeul cel adevărat, acela fiind doar Dumnezeul lui Israel. Și acum Pavel invocă. pentru noi doi suntem evrei. Prin natură, prin naștere, noi suntem din poporul ales. Ei sunt dintre păcătoși. Dar acum observați ce spune Pavel în versetul 16. Totuși, fiindcă știm că omul este socotit neprihănit, prin, nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Isus Hristos, am crezut și noi în Hristos Isus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Un verset complex în care Apostolul Pavel de trei ori invocă exact aceeași situație: a fi socotit neprihănit. Și sunt doi termeni, două expresii, care trebuie să le înțelegem corect. Prima este a fi socotit, neprihănit. A doua este faptele legii. Ce vrea să spun Apostolul Pavel prin aceste expresii? Când este vorba despre a fi socotit, neprihănit sau, într-un limbaj mai modern, a fi îndreptățit, se referă la aceea alegere judiciară care Dumnezeu ca judecător suprem o face, a considera pe oameni drept sfinți, drept fără păcat. În ochii lui Dumnezeu, a socoti pe cineva neprihănit este echivalent cu în lege a spune că cineva este iertat, dar merge mult mai adânc. În lege, cineva poate să fie iertat de un păcat foarte grav. De obicei, fiecare țară permite președintelui sau celui care conduce țara să dea un edict prin care poate ierta pe cineva care a fost încarcerat și acea persoană poate fi scoasă din închisoare. Ce nu se poate face, în schimb, este să șteargă istoricul criminal al acelei persoane. El poate fi iertat poate fi scos din închisoare, dar istoricul rămâne. Când vorbim despre a socotine din prisma lui Dumnezeu, această expresie invocă ideea că Dumnezeu nu doar iartă, ci Dumnezeu consideră persoana aceea ca și cum n-ar fi păcătuit niciodată. Este profund și adânc acest lucru. Desigur, intrăm destul de adânc în înțelegerea teologică a mântuirii, dar sunt necesare aceste lucruri ca să putem interpreta corect acest text și ca să înțelegem argumentul lui Pavel în Cartea Galateni, ca mai mult să putem viețui corect în vremea în care noi trăim. Când Dumnezeu socotește neprihănit, el de drept numește persoana aceea ca și cum n-ar fi făcut un păcat niciodată. De remarcat este, în schimb, că această expresie este la nivel declarativ, nu la nivel practic. Adică, în ochii lui Dumnezeu, de drept persoana aceea este declarată sfântă. Ea este iertată de tot trecutul ei și nu îi se mai impută niciun păcat. În schimb, ceea ce înseamnă schimbarea care trebuie să urmeze în urma mântuirii, a intră în latura sfințirii. Este ceva cu totul de sine stătător, declarativ aici, judiciar, Dumnezeu numește această persoană mântuită. Aici am putea înțelege, dragii mei, că, în momentul când acel păcătos de pe cruce, tâlhar de pe cruce, a murit expresia Domnului Iisus azi vei fi cu mine în rai a însemnat că atunci a fost mântuit. Și în momentul morții sale, în următoarele minute și ore, el a ajuns în raiul lui Dumnezeu. El n-a fost trecut prin alte văm ca să-și ispășească păcatele, nu i s-a mai făcut niciun alt ritual, ci de drept Dumnezeu l-a considerat sfânt. El n-a avut timp să-și mai îndrepte faptele, n-a avut timp să dea bani la săraci, n-a avut timp să meargă la mărturisire. Dar pe baza acestei credințe în Hristos, el a fost declarat sfânt și mântuit prin puterea mântuitoare a Domnului Hristos, lăudat să fie Domnul. Aceeași putere este cea care ne mântuie pe noi. Când vorbim despre a socoti neprihănit, se referă la acest act judiciar de îndreptățire. Când vorbim, în schimb, despre faptele legii, va trebui să înțelegem la ce ne referem, referim noi în sensul acesta. Ar fi trei perspective asupra expresiei faptele legii. Prima ar fi că există o expresie a legalismului prin care în mentalitatea iudaică. Omul făcea fapte bune ca să-l cumpere pe Dumnezeu, ca să-l mituiască pe Dumnezeu. Prin urmare, pentru că eu am făcut ritualurile, pentru că eu am păstrat anumite aspecte ale legii, acum Dumnezeu îmi datorează. Prin urmare, El trebuie să-mi dea ceva înapoi. Ar fi o primă perspectivă, una care, din perspectiva biblică, este eronată. A doua ar fi că, de fapt, Faptele legii, aici, în expresiile lui Pavel, ar denota doar acele indicatoare culturale care separau pe evrei de ceilalți oameni. De bună oară, ar fi acele forme exterioare ale religiei. Circumcizia, legile dietetice, ei n-aveau voie să mănânce orice, oricând, în orice formă. Și atunci, aceste forme exterioare îi prezentau pe ei ca evrei. Drept urmare, Faptele legii, aici ar spune Apostolul Pavel, ar fi doar acele elemente exterioare ale religiei lor. Dar, din nou, privind mai adânc în text, ne dăm seama că această interpretare nu face sens. Rămânând atunci, de drept vorbind, că faptele legii se rezumă la ceea ce înseamnă trăirea prin legea mozaică. În totalitatea ei, legea învăța pe om ce trebuie să facă. Problema era că omul nu putea să facă ceea ce trebuia să facă. Găsim în Galaten 3 cu 10 că toți cei ce se bizuie pe faptele legii sunt sub blestem pentru că este scris. Și acum auziți, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în carte legii ca să le facă. Faptele legii implică o viață trăită din prisma legii mozaice. În toate cele 613 articole, trebuie pe toate să le împlinești. Asta ar însemna a face faptele legii. Am putea invoca aici, spune Apostolul Pavel, în Galaten 5 cu 3 de asemenea, și mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește tăierea prejur, că este dator să împlinească toată legea. Adică, intrând în Vechiul Testament, toate regulamentele vor trebui să fie ținute până la ultima virgulă, ca să asigure că a trăit în faptele legii. Prin aceste două expresii, acum se înțelege ce vrea să spună Apostolul Pavel, și intrăm în interpretarea mesajului. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii. Adică, Apostolul Pavel remarcă: Pentru cei care vor în ochii lui Dumnezeu să fie numiți drepți, justificați, îndreptățiți, păcatele lor vechi să fie cu totul trecute cu vederea, este o imposibilitate prin practicarea legii mozaice. Prin practicarea legii decalogului, prin să nu minți, să nu curvești, să nu faci, dacă faci aceste lucruri, nu poți fi numit îndreptățit în ochii lui Dumnezeu. Cineva va spune, cum adică? Păi da, da asta e legea, asta e normal, asta trebuie să facem. Pavel remarcă, cine nu stăruie în toată legea, este blestemat. Și realmente vorbind, nimeni nu poate stărui în toată legea. Prin urmare, Pavel spune, nimeni nu poate fi justificat în ochii Dumnezeu prin faptele legii. Atunci el spune, noi, ca și iudei, am crezut în Domnul Isus Hristos ca bază a justificării noastre, ca prin el să fim numiți drepți în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne treacă cu vederea păcatele noastre care au fost plătite în Domnul Isus Hristos. Și atunci El remarcă mai departe, spunând a doua oară, pentru că noi vrem să fim socotiți prin Hristos, iar nu prin faptele legii. De două ori remarc această expresie în această primă parte a versetului. În mentalitatea celor de atunci s-ar fi implicat că e nevoie de Hristos, dar e nevoie și de ceea ce noi numim astăzi prozelitism, adică a deveni un fel de evreu. Noi suntem români prin naștere, dar am devenit canadieni prin cetățenie. Prin această cetățenie asumăm identitate canadiană, într-o oarecare măsură asumăm viața, cultura, stilul canadian în ceea ce înseamnă casele care locuim, felul în care ne gestionăm, dacă vedeți averea noastră de aici, toate acestea prin prisma acestei cetățenii. Și Pavel remarcă, noi doi Petre suntem iudei, neamurile nu sunt. Ce vrei să spui tu prin faptul că te-ai retras de la masă cu ei, e că ei vor trebui să devină evrei prin adopție, ca doar astfel să poată să fie mântuiți. Și aici Pavel invocă, noi realizăm că măcar că suntem evrei, măcar că avem legea, prin faptele legii, prin împlinirea legii, noi nu putem să fim declarați justi corecți în ochii lui Dumnezeu, ci este nevoie de persoana Domnului Hristos. Ascultați-mă bine, nu este nevoie să facem faptele legii ca prin Hristos să fim mântuiți, ci doar prin Isus Hristos noi putem să fim declarați just și corecți în ochii lui Dumnezeu. Deci, Observați ce spune dicționarul Lexam, comentatorul Tony Lane, când este vorba de această sintagmă, pentru că unii spun atunci înseamnă că natural oscilăm invers. Deci, acum în Hristos, dacă nu este nicio lege, noi putem să facem tot ce vrem. Aici este lupta continuă în mentalitatea omului care gândește carnal lucrarea mântuirii. Deci numai credința justifică, putem să spunem, dar credința care justifică niciodată nu este singură, nu este niciodată fără dragoste și fapte bune și alte lucruri. Deci le observăm că ele se întrepletesc și vom vedea mai târziu de fapt ce înseamnă această practic la nivel de identitate creștină. Pavel remarcă încă o dată, pentru că nimeni nu va fi socotit prin faptele legii. Sintagma nimeni de fapt aici este nici o carne, nici o fire pământească nu va fi socotită, neprihănită prin faptele legii. Asta se întoarce înapoi la natura și identitatea noastră umană. Prin natura noastră. Carnea aceasta, natura aceasta, nu se poate supune legii lui Dumnezeu. Legea este bună, dreaptă și desăvârșită. Problema este că noi, în noi, avem acest mecanism care nu ne dă voie să împlinim ceea ce vrea Dumnezeu. Cel mult ne putem lega de anumite reguli care le putem trăi cu mare atenție, prin baza cărora în mândrie vom spune, am făcut ce vrea Dumnezeu. Uitând că pe lângă acelea câteva sunt foarte multe altele care noi încă avem să le împlinim. Observați că și noi în viața noastră facem exact la fel. Frate, eu n-am fost la plajă, eu nu mă duc acolo, eu îmi sfințesc ochii pentru Dumnezeu. Slavă Domnului, Doamne ajută! Cum stai la capitolul vorbire de rău? Apă, frate, știi, acum toți creșim în multe feluri. Observați că realitatea este că dacă e vorba de legea lui Dumnezeu care e sfântă, dreaptă și desăvârșită, nici o carne nu poate împlini. Nimeni nu poate face într totul voia lui Dumnezeu. De aceea venea sintagma vechi testamentară. Cine face aceste lucruri va trăi prin ele. Dar cine le face? Și atunci Pavel remarcă, noi, realizând că măcar că suntem evrei, măcar că avem legămintele, legea și toate cele, ne-am întors la Hristos, am privit la Hristos ca El să devină mântuirea noastră pentru noi. Când este vorba de această sintagmă, nici o carne nu poate să fie mântuită prin faptele legii. De fapt se face apel la un, ve un verset vectestamentar. testamentar. Psalmul 143 cu versetul 2. Spunea David, nu intra la judecată cu robul tău, căci nici un om viu nu este fără prihană înaintea ta. De fapt, dragii mei, Știți ce vrea să spun aici Apostolul Pavel? Dacă am vrea să intrăm pe ideea aceasta a legii lui Dumnezeu, să o împlinim cum trebuie, nu s-ar accepta nimic mai puțin decât absolută perfecțiune. Ceea ce spunea Domnul Hristos în Matei 7 cu Voi fiți dar desăvârșiți și care este standardul? După cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Eu v-aș întreba în această seară, cine poate admite în această seară, prezent cu noi împreună, că El a atins perfecțiunea Lui Dumnezeu? El este perfect ca Dumnezeu. Cine ar putea să admite așa ceva? Realmente vorbind, niciun om din lumea aceasta nu poate să facă așa ceva. Nimeni nu poate atinge cota perfecțiunii Lui Dumnezeu. Și Pavel atunci admite, prin carnea aceasta, nimeni nu poate să împlinească faptele legii. De aceea, noi, ca iudei, am privit ca și ei la singurul care poate da mântuirea, care este Domnul Isus Hristos. Când este vorba de lege, dragii mei, vor spune unii: De care legi este vorba? Este poate doar de cele ceremoniale? Nu de cele morale, că de sigur cele morale vor trebui să rămână mai departe în picioare. Observați ce ne spune apostolul Pavel în Galatenii, în capitolul 4, vorbind acum despre ceea ce a însemnat vechiul legământ. Începem de la versetul 23. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din luat din femeie slobotă s-a născut prin făgăduințe. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul pe muntele Sinai naște pentru robie și este agar. Ascultați-mă bine. Ce s-a dat pe muntele Sinai? Legea vechi-testamentară. De fapt, pe muntele Sinai s-a dat decalogul. De pe muntele Sinai a coborât Moise cu cele două table în mână, aducând legea lui Dumnezeu. Și apoi, în timp, s-au tot adăugat, prin revelație, acele stipulări ale legii vechi-testamentare vis-a-vis de conduita morală, ceremonială și multe altele. Pe muntele Sinai, Moise a primit legea morală a lui Dumnezeu. Și Biblia afirmă că muntele Sinai legea aceea veche, naște pentru robie. Când este vorba despre mântuire, dragii mei, legea nu poate mântui pe nimeni. Este bună, dar nu poate mântui. Atât poate face legea. Îți poate arăta cine ești tu și cât de păcătos ești. Și te împinge către singurul care poate da mântuirea, care este Domnul Isus Hristos. Ei bine, continuă Apostolul Pavel, dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos, adică tot despre ei doi vorbește, noi doi ca și iudei veniți acum la Hristos, dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi ne am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum, e blasfemia, ce Pavel. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege două versete foarte complexe și greu de interpretat. În schimb, aș vrea să fac apel la felul în care foarte pragmatic le exprima un comentator să observați ce vrea să spună Apostolul Pavel. Am putea parafraza noi aici, Petre, n-ai găsit mântuirea prin lege, ci ai găsit-o prin credința în Hristos. Dacă acum, după ce ai fost salvat, te întorci la lege, aceasta înseamnă că Hristos în exclusivitate nu te-a mântuit, Astfel, nu ai avut nevoie de lege, deci, Hristos te-a făcut, de fapt, un păcătos. Pentru că dacă noi afirmăm că am venit la Hristos să ne îndreptățească, și apoi ne retragem de la părtășia cu neamurile ca nu cumva să fim judecați că n-am împlinit legea vectestamentară, noi afirmăm, prin urmare, că Hristos, de fapt, n-a fost îndeajuns să ne dea mântuirea și nu este îndeajuns să ne facă drept în fața lui Dumnezeu. Drept urmare, Hristos ne-a dezlipit de vechea lege care ne-ar fi putut îndreptăți în ochii voștri, a spune Pavel, și prin urmare El ne face păcătoși. Atunci Hristos ușește păcatului și spune El, ferească Dumnezeu nici de cum. Nu putem afirma așa ceva. Dar El spune, dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Adică am putea spune mai mult, ai propovăduit Evanghelia Harului Dumnezeu iudeilor și neamurilor și le-ai spus că ei sunt mântuiți prin credință și nu prin păzirea legii. Revenind în legalism, construiești ceea ce ai dărâmat odată. Asta înseamnă că ai păcătuit dărâmându-le de la început. În momentul când ți-ai dărâmat fundația legilor vechi testamentare, prin urmare tu ai fost un păcătos. Dacă acum te întorci înapoi și reafirm că e nevoie iară de ele. Adică Apostolul Pavel vrea să remarce profund în momentul mântuirii, când a venit la Hristos, când i-am ancorat în El și când i-am alipit întru totul de Hristos, cele vechi s-au dus. Și își face aici apel la ceea ce Apostolul Pavel vorbea în Cartea Romanie, în capitolul 10, tocmai despre această lucrare de mântuire. Începând cu versetul 1, fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este ca să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Facem aici o pauză. Dumnezeu are o modalitate de a îndreptăți, care El o alege. Și precum spuneam la început, nu atingeți eticheta aceea garanției, că se rupe garanția și -o pierzi aparatul. Dacă vrei să rămâi în planul de mântuire, acceptă modalitatea în care Dumnezeu mântuiește. Ei au râvnă, zice Pavel, dar ei țin la o neprihănire personală, îndreptățită prin faptele legii, crezând că astfel Dumnezeu îi dator. Și acum el spune, căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. O expresie adâncă și profundă. În Hristos s-a împlinit legea și în Hristos se oprește vechiul legământ. Noi am intrat în nou legământ și, prin urmare, nu putem să încurcăm între ele legămintele. De aceea Apostolul Pavel spune, dacă mă întorc iar să zidesc ce am dărâmat eu cu mâna mea, recunoscând că am nevoie de Hristos, eu devin atunci un păcătos. Și acum el spune, căci eu, prin lege, am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Când invocă ideea că, prin lege, a murit față de lege, el face apel aici la identitatea sa în Cristos, care a murit pentru noi ca să ne răscumpere de sub lestemul legii. Întrucât Cristos a luat chip de om, și Pavel afirmă mai departe, s-a născut sub lege din femeie, împlinind legea ca pe cruce. Să țintuiască -ți puterea morții și astfel să ne dea o identitate nouă în viața care El ne o creează, în naștere din nou. Astfel, eu, prin Hristos, acum trăiesc pentru Dumnezeu. Și acum, ascultați o expresie paradoxală. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Eu vă întreb, cine este răstignit, mai trăiește? Păi dacă cineva moare, mai poate trăi? În momentul în care cineva a fost executat, ce spune Pavel aici, a fost răstignit. Evident că el nu mai trăiește, el e mort. Dar Pavel afirmă, eu am fost răstignit împreună cu Hristos, am fost identificat cu el în moartea sa, dar totuși trăiesc. Și Pavel acum spune, dar nu mai trăiesc eu ci Hristos trăiește mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Din prisma mântuirii, dați-mi voie să vă pun o întrebare. În momentul când noi vom muri și vom depăși această natura noastră, vă întreb, vom fi ca El sau nu? Pentru cei care suntem mântuiți, în momentul când murim, și ajungem la El, vom fi ca El? Biblia afirmă că da. În momentul acela, prezența păcatului în trupul nostru nu va mai fi. Noi vom fi cu totul ca El, vom fi neprihăniți, vom fi cu adevărat înnoiți. Slavă Domnului, Doamne ajută! Așteptăm să vină ziua aceea. Pavel spune, eu deja am murit. Eu am fost cu El răstignit și am murit cu Hristos dar totuși eu deja trăiesc împreună cu El, dar nu mai trăiesc eu, acum El trăiește în mine. Și prin urmare, viața care eu trăiesc este trăită prin prisma aceasta a mântuirii lucrate de Domnul Isus Hristos. M-aș întoarce ca să înțelegem mai bine aceasta la Roman, la capitolul 6, anume începând cu versetul 6, vedeți ce spune Apostolul Pavel. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. De aceea mă reîntorc, criza actuală a bisericii, dragii mei, nu este una de vai că nu-i destulă pocăință, vai că nu purtăm destul batic, vai că nu, vai că nu. Criza actuală este că nu suntem cu adevărat născuți din nou. Că dacă ar fi toți dintre noi născuți din nou, aceste discuții nu le-am avea. Ar fi împlinite pentru că Hristos ar locui cu adevărat în noi. De aceea, Pavel exprimă: Vai că mă doare pentru voi, Galatenilor, până Hristos ia chip în voi, până se reflectă Hristos cu adevărat în voi. Că, din nefericire, nu toți au ajuns încă acolo. De aceea avem probleme în creștinismul modern. Creștini care noi numim de dreptul firești, care trăiesc din fire, pentru că au etichetă de creștin, n-au fost cu adevărat născuți din nou. Pentru că cine a murit, a murit de drept față de păcat. Asupra lui păcatul nu mai are putere. Asupra lui păcatul nu mai domină, nu mai conduce. El este condus de Dumnezeu. Acum, dacă a murit împreună cu Hristos, credem că și vom trăi împreună cu El, pentru că știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui. Adică a murit, a înviat și trăiește în veci de veci. Eu împreună cu El identificat în botez, în naștere din nou, am murit și am fost adus la viață nouă și voi trăi cu El pentru totdeauna, întrucât El trăiește, că prin mine trăiește El. Asta înseamnă o identitate întru totul schimbată. Și Apostolul Pavel atunci remarcă, El trăiește în mine și viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Probabil aici cel mai ilustrativ vom vedea ce spune acum Apostolul Petru, care aici era mustrat de Pavel, despre această lucrare în trăirea practică. 1 Petru 4,1 cu 1. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătrimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătrimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Și acum auziți, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia în neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujiri dolești neîngăduite. De aceea se mire ei că nu fugiți împreună cu ei. Acum, dragii mei, cum se aplică astea practic în viața creștină? Eu trăiesc în trup și în trup fiind trăiesc ca oamenii. Dar dacă aș muri de drept și m-ați îngropa și ajung la Dumnezeu, Aș fi ca El, aș fi complet detașat de tot ceea ce înseamnă pofte, patim, nevoi, le-am depășit cu totul. Petru afirmă: Eu am murit cu Hristos împreună și am fost adus la viață cu Hristos împreună. Eu încă mai trăiesc în trup că sunt încă aici până în ziua plecării mele. În timpul acesta eu nu mai trăiesc după firea pământească. Eu trăiesc după Hristos care este în mine. Eu trăiesc precum aș fi deja acolo, aici, pe pământ. Am depășit sfera aceasta și sunt identificat împreună cu El. Asta înseamnă cu adevărat lucrarea mântuirii. De aceea, creștinul. Nu jură, nu fură, nu bea, nu bate, nu face, nu curvește. Nu pentru că legea îi spune că nu are voie, că faptele legii nu îndreptățesc, ci pentru că Hristos locuiește în mine, murit cu Hristos, adus la viață cu Hristos, El fiind în mine, eu nu pot. Nu mai pot să fac aceste lucruri. Sunt încă în trup, sunt încă în carne, pot fi ispitit, dar am fost dezlipit de puterea păcatului care domnia în viața mea. De aceea un creștin care spune, frate, n-am putut să mă abțin, iartă-mă, dacă ești cu adevărat creștin, poți. Poți totul în Hristos care te întărește. Al minteri aș pune mari semne întrebare dacă cu adevărat ești creștin. Când invoci ideea că nu poți, înseamnă că păcatul încă stăpânește peste tine. Și Pavel conclude, nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, atunci degeaba a murit Hristos. Și aici se împletesc toate încă o dată împreună. Și ascultați-mă foarte bine. În momentul în care noi am fost mântuiți de Dumnezeu, în momentul în care Hristos a intrat în viața noastră, noi nu mai avem de-a face cu legea veche a păcatului. De aceea, când ajungem în Galaten 5, Pavel remarcă: Creștinul botezat cu Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt, nu are cum să facă faptele legii, faptele firii pământești, pentru că el este în altă dimensiune. A depășit lupta, l-a înnoit Dumnezeu. A, că poate cineva încă nu e acolo și vrea să se scuze, să argumenteze. Haideți din toată inima să ne întoarcem către Dumnezeu, dragii mei, că asta înseamnă să fii cu adevărat născut din nou. Ioan Gură de Aur spunea, faptul, spunea astfel, faptul că Hristos a murit arată că legea nu are putere să îndreptățească, căci dacă legea ne poate îndreptăți sau ne poate face drepți, moartea lui Hristos este de prisos. De aceea ne întoarcem, când le amestecăm între ele ne încurcăm, ori ești mântuit prin Hristos, de drept numit al lui Dumnezeu și nu ești mântuit prin faptele legii, dar se vede viața schimbată că ai murit cu Hristos și ai înviat cu Hristos, ori te întorci înapoi la lege, vrând să împlinești zile rândul el tot ce scrie în Levitic și ascultă-mă bine, te-ai despărțit de Domnul Isus Hristos. Nici măcar nu poți invoca, păi dacă sunt mântuit, ar fi normal să împlinesc ce scrie în Levitic, că de aia scrie în Levitic. Dacă te întorci înapoi la lege, ai făcut zadarnic Harul lui Hristos. Dacă vrem pe linia aceasta să mergem, dragii mei, evreii erau poporul ales. Evreii aveau legea. 1470 de ani a fost de la Sinai până la moartea lui Hristos. Mă întreb, de ce a mai venit Hristos dacă legea era ajuns? De ce a mai venit Hristos în lume dacă era destul cu leviticul și cu ritualurile? De ce? Pentru că odată cu venirea sa în lume a dovedit că legea nu a putut schimba pe nimeni. Doar a arătat cât de căzut suntem și ne-a făcut să strigăm, Doamne, ai milă de noi păcătoși. Cel care ne-a mântuit și ne îndrețește este Domnul Iisus Hristos, lăudați să fie numele. De aceea, dragii mei, nu faceți zadarnic harul lui Dumnezeu. Precum aceea garanție care ți se dată și trebuie să rămână intactă dacă vrei să mergi înapoi la cel ce ți-a dat aparatul, odată mântuiți prin Hristos, nu vă întoarceți înapoi la legi și ritualuri. Nu invocați legea vechi testamentară ca bază a neprihănirii voastre. Nu spuneți că prin aia deveniți mai plăcuți lui Dumnezeu. Singurul care ne face plăcuți lui Dumnezeu este Domnul Isus Hristos. Singurul care ne-a spălat este Domnul Hristos. Și acum, conversul, dacă a murit cu adevărat împreună cu Hristos, să trăim împreună cu Hristos, Hristos să locuiască cu adevărat în noi, viața noastră va arăta diametral diferită de lumea aceasta. De aceea spunea Petru, dacă ați murit și trăiți cu El, Păi nu mai mergeți la beții, la chefuri, la bătăi și la multe altele, pentru că voi sunteți ali Hristos și El locuiește în voi. Doamne ajută la aceasta. Amin. Mulțumim pentru că ați ascultat acest cuvânt de învățătură. Dacă vreți să ascultați următorul mesaj, puteți apăsa pe imaginea din partea dreaptă. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze!